Viața de familie este asemenea pildei neghinei, unde grâu și neghina stau împreună. Viața de familie este asemenea pildei neghinei pentru că bucurile și tristețile vin amestecate, împlinirile și eșecurile vin împreună. Nici n-apuci să te bucuri de un succes și îți vine un necaz. Nici n-apuci să ieși dintr-un necaz și îți vine o bucurie, pentru ca să nu apuci să te bucuri prea mult și să vină o altă provocare. Lucrurile în familie vin amestecate și noi trebuie să fim pregătiți pentru asta. Iar cine crede că viața de familie este doar mâncare, confort, Coca-Cola și cafea, încă n-a înțeles dimensiunea în care familia noastră există. Pentru că primul domeniu în care familia noastră există este domeniul spiritual. Și cine nu va pricepe acest adevăr, își va face prioritățile greșite în familie. De aceea, apostolul Pavel, inspirat de Duhul Domnului, spune: Și noi am fost binecuvântați cu tot felul de binecuvântări în locurile cerești în Hristos Isus. Cu alte cuvinte, prima țintă pe care Dumnezeu are pentru a ne binecuvânta familiile dincolo de ceea ce se vede și nu-i rău. Dar domeniul pe care Dumnezeu vrea să-l binecuvânteze în primul rând în casele noastre este domeniul în care există familia sau ar trebui să existe familia și acesta este un domeniu spiritual. Și așa trebuie să gândim ordinea în care să așezăm lucrurile. Suntem în weekendul acesta, în sfârșitul acesta de săptămână, provocator pentru noi și pentru mine, oprindu-ne asupra vieții de familie. Am început vineri seara cu un seminar, un pic mai tehnic așa, în care am vorbit o parte din ceea ce ne-am propus despre relația dintre soț și soție. În această dimineață, în mod normal, ar fi trebuit să ne oprim foarte aplecat asupra relației dintre părinți și copii. Într-acolo să meargă lucrurile, doar că m-am trezit dimineață și Domnul mi-a schimbat puțin planurile și am simțit în duhul meu că trebuie să mă adresez în această dimineață taților. Și aceasta este direcția în care ne vom apleca asupra Cuvântului Dumnezeu. Nu înseamnă că dacă Cuvântul lui Dumnezeu se va adresa taților, mamele nu o să fie atente, ba din contră. Ba din contră. Dar, de fapt, multe dintre lucrurile pe care Domnul ne va, le va spune în dimineața aceasta sunt despre părinți, despre ambii părinți, Chiar dacă o să fie puțin accentul înspre tați. Una dintre marile crize de astăzi, și mă refer în societatea în care trăim, chiar din punct de vedere sociologic, nu doar spiritual, este criza de bărbați. Nu că nu mai sunt bărbați ca număr la recensământ, ci cineva chiar făcea această afirmație, și mi-a plăcut mult. Bărbatul este o specie pe cale de dispariție. Și lucrul acesta vine dintr-o disfuncționalitate pe care și societatea noastră a creat-o, iar și neatenția noastră a ajutat înspre acolo, în sensul că se umple lumea de băieți îmbătrâniți. Și nu se mai face tranziția de la băiat la bărbat și de la bărbat. La patriarh. Și îmbătrânesc băieții, se căsătoresc și rămân tot băieți, devin tați de băieți băieții, și te uiți câteodată și mai vezi în diferite locuri, e un tată lângă copilul lui jucându-se jocuri electronice, și adică păstrându-și obiceiuri de băiat. Lumea asta a băieților, o lume în care dispare masculinitatea, pe lângă toată propaganda care este împotriva masculinității și de distrugere a autorității patriarhale, lumea aceasta din care dispare adevărata masculinitate, vine și din faptul că nu înțelegem ce înseamnă bărbatul. Bărbatul cu adevărat. Venim dintr-o cultură, trebuie să recunoaștem, în care bărbăția a fost caracterizată sau înțeleasă într-un mod, din multe puncte de vedere, greșit. Venim dintr-o cultură în care masculinitatea a însemnat cu pumnul masă, a însemnat agresivitate, duritate, autoritarism, nu autoritate și ne asumăm aceasta. Este o chestiune istorică la noi. O cărăm cu noi așa am primit-o și mulți așa o duce mai departe. Masculinitate nu înseamnă agresivitate. Masculinitate nu înseamnă control și duritate. Nu înseamnă lipsa sentimentelor. Nu înseamnă frunte încruntată tot timpul. Măcar că vedeți că și la mine s-a făcut o linie aici, că doar nu degeaba s-a făcut. Na? Masculinitate înseamnă Bărbatul, soțul, tata, care are viziunea asupra lumii lui pe care a creat-o, pe care trebuie să o, să o stăpânească în sensul bun. Bărbatul înseamnă autoritate corectă, aflată într-o relație perfectă cu asumarea responsabilităților în casă. Ca autoritate fără responsabilitate, vorbeam cu studenții ieri, înseamnă dictatură. Bărbăție, masculinitate, înseamnă autocontrol. Înseamnă să-mi duc lupta cu mine însumi, să-mi asum lupta cu mine și să mă stăpânesc pe mine. Pentru că cel ce se stăpânește pe sine este mai tare decât cel ce cucerește cetăți, spune scriptura. Ori bărbatul de astăzi rămâne băiat pentru că nu-și mai asumă luptele. Și prima luptă pe care nu-și o mai asumă este cu sinele. Aceeași, același trend, în aceeași direcție, o dă societatea în care trăim. Păi uitați-vă cum ne nenorocesc băieții sub ochii noștri, fără să ne dăm seama. Trăim în lumea în care cel mai știu eu, cool, cel mai prezent slogan, începând de la clasele mici, la televiziuni, la radio, pe afișe, în, în media, în social media. Peste tot, noi nu ne-am dat seama, și au ieșit în urmă cam cu 15 ani cu acest slogan. Mă rog, aplicat din America, nu? Be yourself, fi tu însuți. Cum să zic în italiană? Că sigur ajung și pe aici la școli. Fi tu însuți. Așa cum o zis. Așa cum o zis. Okay? Dar ce înseamnă fi tu însuți? Pentru că fi tu însuți, știi ce înseamnă nu te lupta cu tine, nu schimba nimic la tine, pentru că ești bine cum ești. Și eu vă întreb, este bine cum suntem? Păi când Scriptura ne spune că toate gândurile omului sunt îndreptate numai înspre rău. Pornirile mele nu sunt decât înspre rău atunci când sunt fără Dumnezeu. Și lumea asta vine și spune, o, nu te mai lupta cu tine. Fii tu însuți și vin și cu argumente și le găsim prin biserică. Zice, hai așa cum ești, nu mai face tu pe fariseu cum sunt ceilalți, că toți nu -a salvează aparențe. Știm noi cum sunt toți. De unde știi? Este o negare a luptei pe care Dumnezeu ne-a chemat să o purtăm cu noi înșine. Și încurajați băieții să fie așa cum sunt, nu mai sunt provocați să devină altceva, altcineva, altcumva. Și rămân așa cum sunt. Sunt încurajați să-și dea drumul pornirilor. Toată filozofia asta progresistă ce înseamnă? Dă-ți drumul la toate lucrurile din tine așa cum sunt ele. Și apoi învață pe copii de mici să facă toate minunile, îi expune la asta, le oferă droguri, le oferă țigări, le oferă imoralitate, le oferă imagini, le oferă tot. Ca să încurajeze să rămână așa cum sunt, mai mult, să-și dea drumul, Domne. Exprimați-vă! Și atunci ne mirăm că încep să vină generații care nu-și mai asumă nicio luptă, și care vor continua să rămână băieți, la un moment dat se vor căsători și vor fi băieți căsătoriți, vor fi tați, vor fi băieți tați, fără adevărata masculinitate. Este, din punctul meu de vedere, cea mai mare criză, și socială, dar și în familii, și în biserică. Vedem și putem să identificăm aceste atitudini sau această stare de lipsă de masculinitate a bărbaților prin atitudini copilăroase pe care le au, atitudini imature, egoism, bărbați orgolioși. Asta e asta o exprimare a slăbiciunei, nu a forței. Un bărbat tare nu-i supărăcios, nu e orgolios, nu-i egoist. Un bărbat, un, un bărbat care și-a asumat masculinitatea, îi stăpân pe sine, e liniștit. Ține lucrurile sub control, nu reacționează, acționează. nu e un mofturos. Are pretinsă autoritate. Băiatul care nu s-a transformat în bărbat, impune autoritate, nu o câștigă. Eu sunt bărbat aici. Săracul. Deci în momentul în care ai făcut afirmația aia, înseamnă că n-ai nicio autoritate. Pentru că se întâmplă ceva care ți-o slăbește, ce ți o anihilează. Nu ne-am asumat adevărata bărbăție, ce o impunem. Scopul nostru, și ăsta e mesajul pentru biserică, pentru noi, pentru toți, și pentru Doamne, în mod special pentru Domni, ar trebui să ne asumăm, să devenim din băieți bărbați și din bărbați patriarhi. Iar soțiile să ne ajute în procesul ăsta, nu să încurce procesul acesta, să-l nege și să-l facă mai dificil. Pentru că dacă un copil are nevoie de ceva astăzi, într-o lume în care se urmărește anularea oricărei forme de autoritate, toată sălbăticia și jungla în care trăim a venit pe fondul anulării autorității, a oricărei tip de autoritate. Fac paranteza aceasta, nu vedeți ce fac copiii la școală? Mie mi-e dor să văd o clasă în care când intre profesorul se ridică elevii în picioare. Vă aduceți aminte? Am zis, Bă, ăla la comunism. Nu vă supărați pe mine, dar e mai bine să arunce cu hârtie după profesor? E mai bine să-i pună cuțitul la gând să spună: Îmi uh, anulez absența? Îmi transform nota? S-a distrus intenționat orice formă de autoritate. Și pentru recuperarea autorității trebuie să așezăm. Omul corect, bărbatul și mama, după statutul pe care Dumnezeu l-a creat prin creație, l-a dat prin creație. Deci ar trebui să ne asumăm acest proces. Care sunt diferențele dintre băiat, bărbat și patriarh? Și ne vom da seama. Băiatul este uh, haotic. N-are reguli în viață. Nu se stăpânește pe sine. N-are program. N-are ore de trezire și oră de culcare. Nu știe să mănânce sănătos și nu știe să aibă grijă de el. Nu se spală bine. Nu citește. Nu face sport. Nu-și asumă să se dezvolte. Nu-și ia serviciu. Nu-și termină școala. Nu-și ia examenele. Nu ascultă. Este rebel. Ăsta e băiatul care e haotic, dezordonat și fără disciplină. Asta e o perioadă în care. Nu vă supărați. Toți am fost. Că asta ne caracterizează în prima parte a vieții noastre. Băiatul trebuie să se transforme în bărbat, iar bărbatul devine bărbat în momentul în care își asumă responsabilități și își pune ordine în viață. Știe ce vrea, are direcție și urmează. Am folosit un cuvânt străin pentru generația care mi-e mi dragă generația care vine. Eu tot timpul, eu sunt foarte tânăr să știți, sunt tânăr pentru că eu mă mișc numai între tineri mi drag să mă duc să stau pe la școală acolo între studenți, că aproape că am impresia că și eu am 20 ceva de ani. Este o minciună nevinovată pe care Domnul mi-o iartă. Uh, dar diferența între generația mea, știți cum să zice despre generația noastră, nu? Eu fac parte din generația Z. Adică oamenii serioși, ultimii care au făcut armata. Uh, Cuvântul cheie în generația noastră era responsabilitate. Pentru că noi am mai făcut parte din lumea modernă, măcar că deja postmodernismul venea tare peste noi. Generația copiilor mei, a copiilor noștri, este generația unde cuvântul cheie nu e responsabilitate, este drepturi. Nimeni nu mai vorbește de responsabilitate azi, toată lumea vorbește despre drepturi. Dreptul să... Avem dreptul să, drepturile lui a drepturile lui ăștia, drepturile lui care vin ilegal, drepturile lui care e pe invers, nu știu cum, drepturile, drept, drepturile lui lui fără păr, drepturile lui cu păr, drepturile lui a celor înalți, drepturile celor scunzi. Toată lumea umblă după drepturi și cel mai important drept este dreptul nostru al lungurilor, Nu? Dar responsabilitățile. Unde dispar responsabilitățile? Să vedeți reacție când li se cere ceva. Dar toți își știu drepturile astăzi. Și sunt multe. Și s ciudate. Spuneam că fac parte din această generație care se numește generația tăcută. Chiar dacă nu, eu trebuie să vorbesc mult prin situația, prin în care sunt. Dar facem parte cei din generația mea, din generația tăcută, pentru că sociologii spun că noi am tăcut în fața părinților. Am putut spune ceva? Io, io, io. Iar acum tăcem în fața copiilor. Mai putem spune ceva? Vezi cum știu telefonul copilului. Generația tăcută. Suntem generația sandwich. Deci bărbatul este cel care își asumă responsabilitatea. Se gândește că el trebuie să. Nu mama, nu tata, nu vecinii, nu guvernul. Nu. Eu trebuie să. Bărbatul este cel care trebuie să-și influențeze familia restrânsă, familia lui, să-și asume familia lui, soția, copiii. Bărbatul își asumă rolul de soț, nu doar de mascul în casă, de soț și de tată. Ăsta e bărbatul. Dar nu e suficient, pentru că timpul trece și deja eu încep să mă gândesc că îmi trece rolul de bărbat și trebuie să mă transform în patriarh. Din băiat, bărbat, din bărbat patriarh. Cum arată patriarhul? Și desigur, este și o vârstă la care pot să fii patriarh. Dar, dincolo de vârsta biologică, Patriarhul este bărbatul matur, echilibrat, mentorul. Mentorul este bărbatul care și-a dus la bun sfârșit rolul de soț, tată, și deja vede mai mult decât. Vă aduceți aminte, a spus că bărbatul influențează familia lui restrânsă. Patriarhul se ridică deja și vede familia lui extinsă. Este cel care echilibrează lucrurile în generația bărbaților și a băieților. Este mentorul care așează lucrurile. Omul acesta nu mai are de demonstrat nimic. Patriarhul ce a avut de demonstrat a demonstrat până acum. El nu-și mai asumă lupte în competiție cu alții. El a ieșit din competiție. Bărbatul, prin definiție, este într-o permanentă competiție. Doamnelor, vă rog să înțelegeți: nu-l mai certați pe soțul dumneavoastră când vrea să depășească. Pe linie continuă, două linii continue, poliție în față. Noi nu putem să nu depășim. N-avem cum. Doamne, iartă-ne. Dar noi suntem într-o permanentă competiție cu toți cei care sunt pe drum în fața noastră. În momentul în care drumul e liber și nu mai avem pe cine depăși, noi intrăm în panică. În momentul ăla inventăm un competitor. Și competitorul suntem chiar noi. Și începem să, să uh, uh, intrăm în competiție cu noi înșine. Bună oară! Trebuie să ajung în Dărăbani, din Bistrița, da? Și pun GPS-ul și acolo îmi spune 3 ore și 27 de minute. Știi ce zice competitorul din mine? 2, 2 ore 50 2 ore 50. Și intru într-o competiție cu mine și stresat, domne, mă calc pe mine în picioare și călcându-mă pe mine în picioare, calc accelerația de fapt. Pentru că bărbatul e în competiție, el trebuie să demonstreze. Când ai ajuns patriarh, ai ieșit din zona asta. Nu mai e de demonstrat nimic. Tu aduci echilibru. Tu ajuți pe cei de, din generația de după tine să-și echilibreze viața, să-și liniștească viața. Aduci valori în jurul tău. Tu nu mai, patriarhul nu mai folosește cuvinte. Patriarhul influențează prin simpla lui prezență. Patriarhul sau cel mai în vârstă care tot timpul dă din gură încă n-a ajuns patriarh. Nu, nu, nu. Îi numai un bărbat îmbătrânit, eventual, dacă n-a rămas băiat. Patriarhul este genul ăla de bărbat, să vă dau un exemplu așa, dacă toți suntem în biserică, să vă dau un exemplu de biserică. Da? Imaginați-vă o ședință de comitet. Nu știu dacă vă puteți imagina o ședință de comitet. Da? O ședință de comitet în care se dezbate foarte, foarte intens poziția amvonului. Din șapte, să zic, patru zic, bă, jumătate să fie mai încol de linia asta. Aia la străzi, nu, o jumătate de metru mai în spate. No, o ședință de comitet, ca să decide o chestie genul ăsta, durează, să zic cam 5 ore. Uh, unul dintre ei, care e flământ comandă pizza, crește, să mănâncă și pizza la uh, uh, ședință de comitet, să bea multă cafea și să ia la ședință de comitet, să ia ceea ce numai nu în Italia am văzut și eu sunt nebunit după digestivul ăla vezi, cum îi zice. Crodino. Și se ia mult digestiv pentru că sunt lucruri greu de înghițit acolo. Și la un moment dat ăștia să ceartă, cum să pună în cum... cinci ore. Și imagine... ca să înțelege ce patriarhu. patriarhul. Și la un moment dat să deschide ușa. Și intră patriarhul. Intră patriarhul să uită așa peste bărbații în exercițiu, nu zice nimic. Să așează pe un scaun, nu se uită așa peste ei. Și dintr-o dată să face liniște în sală. Și fără să spună un cuvânt, unul dintre ei a șapte zice, bă, ne-am sfădit ca proști, mă. Parcă contează unde punem amvonul, mă. Păi uitați-vă, mă, la omul ăsta. Uitați-vă la el, mă cum stăm noi pe lucruri care nu contează în viață și ce așezare, ce valori, ce maturitate, ce liniște, ce pace are, lucrurile, are omul ăsta care vede ce e valoros, distinge între ce contează și ce nu contează. Ăsta e patriarhul care prin prezența lui liniștește lucrurile. Vă întreb eu, E nevoie de patriarhi. E nevoie. Dar nu ajungem patriarhi oricum. Ajungem patriarhi dacă ne transformăm din băieți în bărbați, iar apoi din bărbați devenim patriarhi. Am citit o statistică despre efectele lipsei bărbaților și mai ales a taților în Statele Unite. Și asta era în urmă cu vreo șase ani. 50% dintre copiii născuți în Statele Unite sunt din mame necăsătorite. Copiii fără tați au 4, cu 400% mai mari șanse să trăiască în sărăcie decât cei care trăiesc cu tați. Jumătate din copiii care trăiesc fără tați vor abandona școala. Copiii care trăiesc fără tați au cu 200% mai mari șanse să se sinucidă decât ceilalți. Iar 76% dintre dependenții de droguri și alcool au trăit fără tată în casă. Mă rog Domnului să facă din toți cât suntem aici și avem familii, și suntem soți și tați. Să fim bărbați, cu adevărat. Și acum am venit cu imaginea aceasta pentru că aș vrea acum, în partea a doua a mesajului, să ne uităm la modelul biblic de a fi bărbat. Lumea ne prezintă un model de a fi bărbat. Dar Biblia, cum îl prezintă pe bărbat? arată bărbatul acesta care își asumă, care este o binecuvântare pentru mamă și împreună cu mama sunt doi parteneri care sunt părinți buni pentru copiilor. În mod intenționat am citit și acum vă duc la pasajul pe care l-am citit, vă aduceți aminte ce am citit, nu? Din Iov, capitolul 1, primele șapte versete. Acum, imaginați-vă că citiți pentru prima dată cartea Iov și n-ați auzit niciodată de el faceți exercițiul acesta cu mine. Și lecturați cartea Iov, care este primul cuvânt care vă vine în minte când spui Iov, dacă nu știi nimic. Suferință, nu? Suferință. Cel, care a suferit, cel pentru care s-a făcut un târg neștiut, neștiut. Cel care n-a avut explicație pentru nimic din lucrurile prin care a trecut. Cel care a rămas încăpățânat să-și apere nevinovăția. Ăsta e Iov pentru noi. Cum îl vedem noi pe Iov? De la nivelul pământului, de la mintea noastră omenească. Citim cartea Iov. Ce vedem la Iov? Cu mintea noastră. Cum îl evaluăm noi pe Iov? Eu vă spun și mă fac vulnerabil înainte de noastră. Văd Suferința, apoi îi văd cămilele, măgarii, oile, avuțiile. Apoi îi văd șapte fii și trei fete, familia. Și apoi mă duc aminte că a fost. Un om credincios. Cam așa îl percepem noi, după mintea noastră, pe iov. Dar vă chem acum la un exercițiu, în minutele care urmează. Vă rog, lăsați ce gândiți despre iov și ridicați-vă puțin de la nivelul pământului și priviți-l pe iov de deasupra, adică încercați să-l priviți pe iov din lumea lui Dumnezeu, prin ochii lui Dumnezeu, așa cum îl vede Dumnezeu. Pentru că, până la urmă, este mult mai important pentru mine, ca bărbat, ca soț, ca tată, să văd cum evaluează Dumnezeu și apoi cum mă evaluează alții. Cum îl evaluează Dumnezeu pe Iov? Ce vede Dumnezeu la Iov? Ce contează pentru Dumnezeu ce vede la Iov? Și dacă ați fost atenți la primele șapte versete, sunt. Trei domenii exacte după care Dumnezeu îl evaluează pe Iov și dăm voie să spun exact același tipar de evaluare îl are Dumnezeu pentru tine. Pentru mine. Cum îl evaluează Dumnezeu pe bărbat? Primul lucru pe care Dumnezeu îl vede, îl menționează, îl scoate în evidență despre bărbatul Iov este evaluarea spirituală. Este evaluarea spirituală. Bă, iară, mă, astea surogate de asta așa religioasă, penticostale. Păi, sta să vedem ce spune Scriptura. Eu, dacă l-aș fi cunoscut pe Iov, primul lucru, dacă aș fi sunat-o pe nevastă, i-aș fi l-am întâlnit pe Iov. Avea șapte mii de cămile. Avea 12.000 de oi, ce 20.000 de angajați, nu? Dar iată ce spune Dumnezeu. În țara Uți era un om care se numea Iov și îl descrie. Și omul acesta era fără prihană, curat la suflet, el se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Ceea ce îl interesează în primul și în primul rând pe Dumnezeu, la mine, ca bărbat, ca tată, ca soț, este relația mea cu Dumnezeu. Este viața mea spirituală. Pentru că cel mai mare cadou pe care pot să-l fac familiei mele este să fiu un om al lui Dumnezeu. Ăsta e cel mai mare cadou pe care pot să-l fac familiei mele. Să fiu un om al lui Dumnezeu. Ce vede Dumnezeu la acest bărbat? Era fără prihană, spune, și curat la suflet. Era atent și a asumat lupta să se abată de la rău. În capitolul 31 cu versetul 1, avem un astfel de exemplu și, și spune așa Iov, făcusem un legământ cu ochii mei și nu mi-aș fi oprit privirile asupra unei picioare. Adică îmi controlez ce văd, la ce mă uit, ce privesc, ce deschid, ce caut. Mi-am pus un filtru în interior, la telefon și la laptop și la tabletă. nu un program, că e prea puțin. Sunt conștient că ceea ce pun în minte mă va forma, informația mă formează sau mă deformează. Informația de azi nu ne mai informează, ne deformează. Ce pui primul lucru când te trezești în minte? Astăzi, înainte să vii aici la biserică, care a fost prima informație pe care ți-ai pus-o în minte? Nu-mi răspunde, răspunde, este rog Pentru că informația pe care ai pus-o la prima oră, deodată cu cafeaua aia voastră, enervant de bună, aia va rămâne pentru toată ziua și uite așa se va învârti rotița. Nu vi s-a întâmplat niciodată când urcați în mașină dimineața să porniți radio și să fie o melodie, nu știu ce melodie e la radio. Eros Ramazzotti. Sau, nu știu, cineva de aici, de la voi, la radio. Dan Spătaru. Ai dat drumul la radio. Nu știu, mai este un de ăsta ca mine să nu poți să-ți mai scoți melodia aia din cap o zi, două? Și când stai o țâră și îți deschizi computerul, <trui> să începi și să fluieri, ce? Instinctual, intră în subconștient. Melodie, ai prima melodie pe care ascultat-o la radio. Înțelegeți de ce spun că prima informație este fundamentală? Este o vorbă la, era să zic la voi la români. Este o vorbă foarte adevărată. Zice așa, numai ce pui în moară, ai macina.” Că nu poți să pui una în moară și să iasă altceva. Înțelegeți de ce este important ce punem în minte? De aceea ar trebui să fie un filtru duhovnicesc. O decizie. Cum? Cine e bărbatul? Este omul care știe să ia decizii. În primul rând pentru sine. Este omul care își asumă lupta cu cine? Cu sinele, cu pornirile lui. În momente de vulnerabilitate, vrea să fugi, ești vulnerabil, Deschis ce nu trebuie deschis, îți oprești ochii unde nu trebuie să ți oprești. Sunt realități? Nu am venit să vă spun povești, sunt realități. Bărbatul este influențat foarte mult prin vedere. Deci ceea ce spune aici Iov într-un verset este o psihologie întreaga bărbatului. Bărbatul trăiește prin imagine, trăiește prin vedere, funcționează prin vedere, nu prin inimă ca femeile. Noi prin vedere suntem sau formați, sau atacați, sau terminați. De aceea eu v-a știut bine să-și pună filtru la ochi. La ce se uită? Ce vede? Bun, acum este foarte ciudat că suntem și selectivi cumva noi bărbații. Noi nu vedem detaliile doar când vrem noi. De multe ori mi se întâmpla ca păstor să vină la mine după biserică cineva să-mi spună frate păstor ce, n-ai văzut pe aia cum a fost îmbrăcată? Bă, n-am văzut-o. Cum frate n-ai văzut-o? Că doar toată lumea. nu, n-am -am, văzut o Sunt chestiuni pe care nu le vedem decât dacă vrem. Eu, de exemplu, habar n-am avut ce culoare aveți la mochetă. Uite, numai acum când chiar mă opresc să mă uit. Ei? Okay? Combinație faină, cineva o, e artistă aici. Pentru că noi nu vedem detaliile doar pe care vrem să le vedem. Ce înseamnă asta? Că putem să ne punem filtru. Iov și-a pus filtru și a zis, nu, îmi, nu mi-am oprit ochii asupra ne. Mai spune un adevăr aici, Iov. Adevăr pe care îl știți bine și vi-l aduc aminte. Că nu prima privire e periculoasă, ci cea de-a doua, Că prima privire este inevitabilă. Dar când te întorci cu privirea a doua oară, aia e periculoasă. Că aia deja e cu intenție. Și Iov a fost un om neprihănit, curat la suflet. De ce? Pentru că s-a abătut de la rău. Despre același Iov, ni se spune că a fost un om foarte generos. În evaluarea spirituală pe care Domnul o face lui Iov, se temea de Dumnezeu, era curat la suflet, mai găsim despre el că n-a plecat nimeni cu necazul nerezolvat din prezența lui. Fusese în picior pentru cel schiop, fusese ochi pentru cel orb. Spune eu. Pentru că am văzut necazul. Pentru mine, oamenii n-au fost un număr, n-au fost o bucată de carne umblătoare. Au fost ființe vii, cu suflet, cu dureri, cu emoții, cu necazuri. Un om neprihănit este un om empatic, nu de gheață. Un bărbat adevărat are finețe, are emoție. Și noi am fost învățați, nu, nu, bărbatul e sloi. Săracu! Iov a avut ochi pentru cei în necaz. De aceea a fost văzut neprihănit. Pentru că Iov a înțeles un principiu fundamental. Dumnezeu i-a dat tenor de mult, L a binecuvântat și din punct de vedere material, și spiritual. Spunem noi în rugăciune, Doamne, binecuvântează-ne binecuvântări și cerești și pământ, știi bine, da? E corect. Dar eu v-am înțeles un lucru: că Dumnezeu nu i-a dat mai mult ca să se lăfăie mai mult, Și Dumnezeu i-a dat mai mult ca să poată să fie mai generos. Asta a făcut pe Iov un om după inima lui Dumnezeu. Deci prima direcție pe care Dumnezeu o evaluează la viața lui Iov, la bărbatul Iov, este domeniul evaluarea spirituală. Dar, el, și vedeți, în dialogul pe care Domnul îl are, în acel dialog ciudat, paradoxal, cu diavolul despre Iov, Domnul nu se laudă cu nimic altceva înaintea diavolului decât cu omul lăuntric al lui Iov. Cu persoana lăuntrică a lui Iov. Cu asta se laudă Domnul. Dar era normal să fie așa. Imagine repet, haideți să mergem acolo, la imaginație. Da? Uh, nu știm prea multe despre Iov. Doar atât am citit, primul verset, era un om neprihănit, curat la suflet, se temea de Dumnezeu. Am zice, băi, e normal să fie așa, mă, că doar ăsta a fost pusnic. Ăsta nu a avut familie, ăsta nu a avut business, ăsta o trăie la o mănăstire în vârful E Normal să fii așa neprihănit, că doar acolo se poate. Condițiile în care trăia Iov îl ajutau să fie așa? Era un pușnic grup de lume. Era un om care nu avea nevastă, nu avea copii, nu avea fete, nu avea business, nu avea nimic. Nici vorbă. Dar cum pot să fie așa? Cum poate să spună Dumnezeu lucrurile astea și să mai ai încă alte responsabilități? Să mai ai nevastă, să mai ai copii, să mai ai business? Cum? Aici este frumusețea. Pentru că nouă ne place să radicalizăm viața cu Dumnezeu. Dacă sunt cu Dumnezeu, nu mai interesează nimic. Să descurce pruncii, să descurce nevastă, să descurce business -ul. Eu sunt cu Domnul. Eu sunt cu Domnul. Domnul îi face prima direcție de evaluare, evaluarea spirituală și am văzut ce spune despre el, pentru că a doua direcție de evaluare a lui Dumnezeu pentru Iov este relația cu familia. Deci, relația cu Domnul, apoi relația cu familia. Este interesat Dumnezeu de asta? Ne evaluează Dumnezeu ce facem noi în casă? Cum ducem noi casa? Păi iată ce spune Cuvântul lui Dumnezeu în Versetul 2. I s-au născut șapte fii și trei fete. Și continuă din versetul 4. Fiii săi se duceau unii la ți dădeau rând pe rând câte un ospăț și pofteau pe cele trei surori ale lor să mănânce și să bea împreună cu ei. Și după ce treceau zile de ospăți, i o chema și sfințea pe fiii săi, se scula de dimineață și aducea pentru fiecare din ei câte o ardere de tot, că zicea Iov, poate că fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Așa avea obicei Iov. Așa avea Iov obicei să facă. Dragi mei, dacă Dumnezeu ne face o evaluare în raport cu familia noastră, înseamnă că e important. Înseamnă că e important. Um, vorbeam ieri cu studenții de la colegiu despre faptul că eu n-ar trebui să am prea multe cuvinte aici, pentru că poate a fost domeniul meu cel mai dezechilibrat în sensul că n-am investit în cel mai înțelept și cel mai echilibrat mod timpul pe care Dumnezeu mi l-a dat până acum. Măcar acum, de mi-ar veni mintea la cap și să încep să echilibrez lucrurile. Și mă rog, Domnului, pentru asta. Dar acum, târziu, am învățat ceva. Am investit în slujire, în biserici, în frați, în surori, disproporționat de mult, față de cei din casa mea. Și am învățat, aproape că aș putea să spun, prea târziu că cei, contează, cei care contează nu sunt cei care astăzi te aplaudă și mâine te înjură. Cei care contează în viață sunt cei care, după ce se va pune pământ peste tine, și cei care vor participa la înmormântarea ta, vor pleca în două minute povestind despre sport și știri. Vor rămâne în jurul mormântului tău câțiva oameni care vor continua să plângă. Care îți vor așeza florile și coroanele pe pământul proaspăt, așeza peste tine. Ăia contează. Ăia contează. Și mi-am dat seama că am investit prea mult în oamenii care vor fugi prea repede de lângă mormântul meu. Și prea puțin. în oamenii care se vor opri greu din plâns. Eu v-am învățat lecția asta. Eu și-a echilibrat viața. De aceea Dumnezeu laudă. Pentru că eu v-a reușit să facă niște lucruri în casa lui. Și primul lucru pe care a reușit Iov să-l facă și Dumnezeu îl vede, îl evaluează aici, a reușit să-i țină pe toți împreună. Iov a adus unitate în casă, i-a ținut pe copii împreună. Pentru că ăștia șapte fii nu se adunau din când în când împreună pentru că așa le-a venit lor, ci pentru că i-a învățat cineva să stea împreună. Vedem astăzi niște neprihăniți, niște sfântoci de ăștia prin biserică și după ce pleacă numai tribunale și judecăți în urma lor între copii. un bărbat adevărat, un tată, un soț, un om al lui Dumnezeu, își ține familia împreună. Copiii unui om neprihănit nu se vor da în judecată pentru avere după ce tata pleacă. Nu neapărat pentru care mult sau puțin, pentru că nu despre asta e vorba. Sunt unii care s-au dat în judecată pentru 5 metri pătrați dar Iov își ține familia aproape. De aceea am pus obsesiv întrebarea vineri seara și nu știu cât ați reușit, să, cei care ați fost, să prindeți ideea aceasta, întrebarea aceea obsesivă. Ce aduci cu tine când intri tu în casă? Ce vine odată cu tine în casă? Ce se întâmplă cu atmosfera din casă când ajungi tu acolo? Despre ovni se spune că fii lui abia așteptau să fie împreună. Este un semnal care e relația copilor noștri între ei. Pentru că asta este o moștenire pe care noi o dăm. Dincolo de moștenirea pe care o lăsăm. Prima moștenire este dacă copiii noștri pot să stea împreună. Și copilul eu stau împreună. Îi ține aproape. Ascultă-mă bine, dragă Tată. O primă responsabilitate ca tată pe care o avem ca oamenii a lui Dumnezeu este să ținem familia împreună. Nu să o învrășbi, nu împrăștiem. Nu când intrăm noi să intre teroarea. Deci unul să zboare, nu mai știe, supat în dormitor, în basement sau beci, cum ziceți voi, avem de învățat când intră un astfel de bărbat. Toată lumea are de învățat. Până atunci nu a avut nimeni. Toți dispar. Știți cum ne dăm seama că nu reușim să ținem familia împreună? Când pierdem unitatea, când generăm conflicte și când devenim vulnerabili devenim vulnerabili și nu ne mai acoperim unul pe celălalt. Soția nu mai știe ce să acoperă la noi în vulnerabilitatea noastră și noi nu mai știm să acoperim vulnerabilitatea soției prin înțelepciunea pe care Dumnezeu ne-o dă. Și fiecare își vede de viața lui, fiecare își vede de luptele lui, fiecare cade în plasele lui și nu mai suntem împreună. Copiii cad în plasele lor, nu mai suntem împreună. Cum ne dăm seama că nu mai suntem aproape unii de alții în aceeași casă? Locuim împreună, mâncăm la aceeași masă, din când în când. Nu despre asta e vorba. Să fim împreună este cu totul altceva. Nu mai suntem împreună când nu mai știm încotro ne îndreptăm cu toată familia, adică când nu avem o direcție unitară pentru toată casa. Fiecare cu viața lui. Nu mai suntem împreună. Când nu împărțim același succes și același eșec. Adică, când nu-mi pasă și nu mă bucur de succesul fratelui meu, și când nu mă doare eșecul fratelui meu, când nu-mi pasă de succesul bărbatului, da, apoi viața ta. Treabă bine, bine că ai rezolvat. Bine că ai reușit. Când nu mă mai bucur de succesul soțului, și când nu mă mai întristează eșecul lui, înseamnă că nu mai călătorim împreună. Nu mai suntem împreună când motivele de bucurie și întristare sunt diferite. Nu mai suntem împreună când nu mai împărțim efortul în interiorul casei. Și aici vine iară cultura noastră genială, în care e o rușine, domnule, să ajuți prin casă. Știți, era bărbatul a venit, o venit un pretin la ăsta acasă și a zis, lor pe spăl în vase. Și a zis, vai de capul tău ce ai ajuns să speli vase, mă. Și ăsta zice, bă, cum să nu spăl vase, că doar și nevasta mă ajută la aspirat. <laughs> când nu știm să sărim la noi în România bărbăția s-a măsurat dacă am reușit să nu schimbăm scute cu niciodată. Nu ăla ai bərbamă. Ești mă, n-am schimbat un scutec. Nu mai suntem împreună. Atenție acum. Dacă nu mai avem preocupări spirituale comune, Dacă nu mai avem discipline spirituale în comune, și o să vorbesc mai diseară, de aia nu mă opresc la acest aspect, pentru că o să-l dezvolt în mesajul de diseară, dacă mi se mai da cuvânt, am mai treaba păstorilor, eu nu m-aș bucura să ziceți nu. Nu m-aș întrista, pardon. Nu m-aș întrista să ziceți nu. Nu este ușor să ții familia împreună. E o mare provocare pentru tată să țină familia împreună, pentru că familia este complexă. Noi credem că familia e ceea ce vrem noi sau vedem noi sau este important pentru noi în familie. Feliuța aia mea din familie, atât ai tot familia. Familia e mult mai mult decât ce știu eu despre familie. Pentru că în familie există domeniul spiritual care trebuie dus, trebuie dus. Nu vine de la sine. Viața spirituală nu vine de la sine în casă. Asta trebuie dusă. Este complexă pentru că există un domeniu extrem, extrem de important care pentru bărbatul din nou român, să nu credeți că vreau să-l umilesc pe bărbatul român, dar avem, avem, am venit cu multe lacune din spate și trebuie să le recunoaștem. Pentru noi n-a contat emoția. La noi emoția s-a rezolvat cu șlapul. N-a fost voie să te exprime odată. La noi direct, primele lucruri pe care le-am învățat, ce te smior că e atâta? Pentru că n-au contat sufletul, n-au contat emoțiile, inima, a contat maslana și ceapa. Familia e complexă pentru că are o dimensiune financiară, educațională, intelectuală, fizică. Toate domeniile sunt prezente în familie. Băiatul când se căsătorește crede că numai domeniul fizic va exista acolo. Iar pe fata când se mărită crede că numai domeniul emoțional va exista în familie și intrăm nepregătiți. Și dintr-o dată ne trezim în dită mai jungla, unde trebuie să fie viață spirituală, viață emoțională, viață fizică, viață financiară, intelectuală, relațională, comunicare și toate celelalte. Și, mă, dar cum să le ducem pe toate? Că suntem nepregătiți. Așa e. Dar nimeni nu s-a născut învățat. Nu-i simplu să ținem lucrurile împreună tați. Pentru că suntem diferiți. Am vorbit vineri seara și doar am început, o să continuăm puțin și de seara, cât de diferiți suntem. Cum să ții în unitate persoane atât de diferite? Zici că e de pe altă planetă. Zici că vorbești limbi diferite. La mine în familie nici nu e așa greu. Nu? cu mine ai putea vorbi ungurește, cu nevastă mea românește, cu fetele în engleză, așa că noi nu mai vorbim aceeași limbă. Apoi, e greu uneori deținut împreună familia ca tată, cum a făcut Iov să-i pună împreună, pentru că familia este imprevizibilă. Nu întotdeauna sunt lucrurile sub controlul nostru. Ne trezim dintr-o dată cu o criză. Crizele nu le planificăm de a ști să ne planificăm crizele, ce simplu ar fi, nu așa? Dar crizele apar. Te duci așa, cam peste 50 de ani, știți bine, ăștia care țineți solid familia și biserică, adică oamenii peste 50 de ani. Știți bine că e recomandabil să te duci, să -și mai faci câte un control, că încep să simți că ai câte ceva, nu? Începem să știm că avem organe după 50 de ani. Le simțim. Apoi simți un jung pe aici, pe aici, pe acolo, în locurile esențiale și la un moment dat te duci la controlul ăla de rutină și te sună a doua zi asistenta, hai înapoi. Și când te-a sunat asistenta, e bai. În Statele Unite este o vorbă, no news, good news, adică dacă nu este news, ziceți. Tire e o veste bună. Aia după ce mergi la doctor. Dar când e news, e bad news. Și se schimbă viața într-o zi. Și apoi radiații, și rugăciuni, și stăruințe, și chimioterapii, și spitale, și părpicat, și nimic din ce a fost viața până atunci nu mai arată la fel. Pentru că crizele nu vin anunțate. Po să fie altfel de crize, altfel de imp lucruri imprevizibile. Să-l vezi pe copilul tău bine, să știi că e bine. Să ascundă foarte bine cine știe ce. Habar Și dintr-o dată îi scos tu cărțile din Ghiozdan și cine știe ce găsești la el acolo. De pe picioare. Te rup, te frângi ca tată, ca mamă. Ai impresia că s-a terminat lumea, gata. Mori pe loc. Mori. Nu-ți-o planifici. Te-ai comportat cu el, cu ea, la fel ca și cu toți ceilalți. Dar ea este unul, mă. Ea este unul. În toate familiile este unul. Sau doi. Nu știi de unde vine criza asta imprevizibilă. Poate să fie o criză financiară. Am avut în 2008 un prieten care s-a culcat seara cu patru case de peste un milion de dolari. Fiecare. Și avea pentru fiecare câte un credit, dacă bine undeva așa, spre 300 de mii de dolari. Adică, cum să vă spun, era un plus de vreo 700 de mii la fiecare casă. S-a culcat așa, și când s o trezit dimineața, o trebuit să-și caute chirie. Pentru că într-o noapte prețurile caselor a scăzut mai mult decât era datoria pe casă. Și nu avea rost să plătească. Că își plătea numai datorie. Plătea, dat făcuse datorie la datorie. Și a rămas cu nimic într-o noapte. Crizele vin nepregătite de noi. Familia imprevizibilă și greu de ținut ca tată Familia împreună când vine criza. Ce face Iov? Se ține împreună? În primul rând, ce face Iov în raport cu cum este evaluat Iov în raport cu familia lui? Își ține familia împreună. Apoi, știți ce mai face Iov? Primesc deseori la întâlnire de familie la conferințe de familie întrebarea asta: unde scrie în Biblie că bărbatul e preotul casei? Că nu scrie nicăieri în Biblie. Așa e, nu scrie nicăieri în Biblie. Nicăieri nu scrie bărbatul e preotul casei. Și totuși este. Iar argumentul meu este ce făcea Iov. Pentru că Iov avea ochii deschiși la copilul lui, bărbatul Iov se trezea dis de dimineață, Cașa așa face bărbatul. Înțelegeți ce am să spun, nu? N-are jaluzele prea groase bărbatul. Care treabă? Și se trezea și aducea jerfă pentru copiii lui. Acum imaginați-vă 10 copii zece jertfe. Eu nu știu cât sunt eu jertfă, că n-am adus niciodată, porci am tăiat. Dar eu când tai un porc, că, când tai un porc, să vă spun de ce tai. Pentru mine e o rememorare, e o trăire emoțională profundă din timpul în care stăteam lângă tata care tăia porc. Eu petrec o zi cu tata când am ziua aia, pentru că mă aduc aminte cum făcea el abia așteptam să stau lângă el. Tata a fost în un om special. Ei, nu aducea porci, jerfă Iov, să nu credeți. Dar aducea jerfă, mijlocea, se punea între copil și Dumnezeu, bărbatul, tata. Nu aștepta, eu mă la lucru, neva să rogă de tu până copii. Ai vreme destul toată ziua. Tata își asuma lucrul ăsta. Și nu doar că mijlocea, nu doar că aducea jerfă pentru copii. Spune apoi, îi chema și vorbea cu ei. Tată, vreau să zic ceva, du-te la Tată, vii odată cu mine la antrenamente. Eu am treabă, să mă argăm Iov stătea de vorbă cu copiii. Eu era responsabil, știa detalii din viața copiilor. Vreți să fiu foarte practic acum? Copii, mă ascultați un pic acum voi. Ăștia care sunteți pe aici, Știți cam ce făcea Iov? Ce ar fi făcut Iov astăzi, în vremea noastră? Iov știa parolele la computerele copiilor și la telefoanele lor. În casa lui Iov nu era fiecare cu parola lui. Parolele erau afișate pe frigider. Pentru că era responsabil să intre în viața lor. Nu vă supărați. La mine în casă nu există parole unul la altul. Un singur folder mi cu parolă, ăla unde e comunicarea de păstor și nu are voie să știe nimeni. În rest, telefonele mele sunt deschise, computerele mele și Mihaela și Sofia, cu care suntem împreună, și eu, în lor. Nu avem lucruri de când avem parole și nu-i voie să știe celălalt avem ceva acolo. Ce este acolo? De ce n-am ști? Ce avem de ascuns? Așa că un prim poate sfat practic, dacă nu o fost până acum așa altele, împărtășiți parolele cu toți din casă. Asta ne va proteja mult. Asta ne va educa. Pentru că Iov avea obicei dacă avea obicei, înseamnă că nu schimba parola a doua zi. Pentru că el vorbea așa a doua zi cu ei, a treia zi cu ei, a patra zi cu ei. Așa avea Iov obicei să facă cu casa lui. N-am intrat în multe detalii pentru că o să continui uh, diseară, așa cum am spus. Pentru că aș vrea să trec la cel de-al treilea domeniu în care Domnul îl evaluează pe Iov. Și ăsta e foarte scurt acum. Deci primul domeniu în care se uită Dumnezeu la bărbatul Iov este relația lui cu Dumnezeu, viața lui spirituală. Al doilea domeniu în care Dumnezeu îl evaluează pe Iov este relația lui cu familia. Dar e normal mă să aibă timp să aducă jerfă, să fie și neprihănit, să și vorovească cu copiii, că doar e pe șomaj, mă, e pe, la guvern. Nu mai că avea timp. La atâta alocație pentru 10 prunci, ce mai trebuia să meargă la lucru, nu? Hai să vedem ce spune Sfânta Scriptură. Versetul 3. A treia direcție în care Dumnezeu le evaluează pe bărbatul Iov este relația lui cu munca. Bărbatul, prin definiție, trebuie să-și asume responsabilitatea muncii, a casei. Nu melone sau cum o cheamă pe prim ministru Nu ciolacu, bărbatul. Avea șapte de oi, trei mii de cămile, 500 de perechi de băbăt, ce firmă de transport avea asta? Internațional, cu cămile, aici, local, cu măgărițe, un foarte mare număr de slujitori. Și omul acesta era cel mai cuvază din toți locuitorii răsăritului. Știți de ce? Pentru că și-a pus timp și pentru muncă. Era un om care a știut să-și echilibreze bine timpul. A avut timp pentru Dumnezeu, a avut timp pentru familie și timp și pentru lucru. Că asta înseamnă un bărbat care și-a pus ordine în viață. Își echilibrează timpul între cele trei domenii fundamentale. Avea un mod de viață ordonat. Ocupat, dar cu ordine. Am spune de aceea, în Evrei 11 cu 16, de aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor. Noi ne închinăm lui Dumnezeu nu doar aici când cântăm, când ridicăm mâinile, când dăruim. Nu asta e închinare doar. Noi spunem că închinarea suntem chiar noi. Aici este închinare congregațională. Cântăm, ne rugăm, cina Domnului, botez, părtășie, da, închinare, tot închinare, numai cântare. Dar este închinarea ca mod de viață. Și vreau să mă auziți foarte bine acum toți. Închinare ca mod de viață, sau eu ca închinător, că e mai important să fiu închinător decât să mă manifest ca închinător, că dacă sunt un închinător mă voi manifesta ca închinător 24 din 24, Închinători sunt cum conduc, fără degete și alte minuni. Închinători sunt cum mănânc, cum vorbesc, cum cumpăr. Închinători sunt cum lucrez la serviciu. Cum lucrez îi închinare sau dezonarea lui Dumnezeu? Pentru că tot, tot, tot ce sunt, trebuie făcut ca pentru Domnul. Deci ieșiți din tiparul ăsta religios, că închinare e doar atunci când ne concentrăm să ne închinăm. Nu! Cea mai autentică formă de închinare este când ne manifestăm fără să fim atenți. Așa cum suntem de fapt. Dacă tragem chiulul, ai închinare cu chiul. Înțelegeți? că ne batem joc de cineva atunci. Iov ne învață și Dumnezeu se uită la Iov, îl evaluează din punctul de vedere a muncii și zice, bă, ăsta e om responsabil. Ăsta are timp pentru mine, are timp pentru familie, dar nu-i leneș, ăsta nu-i putoare. Ăsta și asumă. Am spune noi, dacă am face politică, ăsta nu-i de stânga. Dar nu facem politică, așa că nu spunem. Nu, no, că am zis-o. Dumnezeu se uită la noi ca părinți. Ce vede? Se uită la tine ca tată, ca mamă. Ce crezi că vede? Noi când ne definim, ne definim prin ceea ce contează pentru noi. Dar când ne definește Dumnezeu din lumea Lui, se uită și zice, care e relația bărbatului ăsta cu mine? Îi neprihănit? îi curat la suflet? Se teme de mine? Ăsta e primul lucru care contează. Apoi, care relația lui cu familia? Dar nu mai are timp de asta. Vede copii, vede nevoile copiilor. Îi aduce pe copii înaintea mea? Stă de vorbă cu ei, cunoaște? Le pune garduri? Trei, este un ignorant, un leneș sau își asumă pâinea? Sigur, noi în rugăciunea Tatăl nostru zicem, Doamne, dă-ne pâinea de astăzi și ne culcăm. Pâinea nu vine în somn. Vine ca în somn. Asta înseamnă că Dumnezeu ne dă o atitudine. Liniștită la muncă, asta ne spune. Ca în somn, muncind cu liniștea pe care o avem în somn. Dar nu în somn ne dă pâinea, Domnul. Care e relația ta cu munca? Dumnezeu, cred din toată inima că vrea să repare o stare grea. o societate, o biserică, o lume fără bărbați, unde s-a abandonat bărbăția, o lume plină de băieți îmbătrâniți. Și Dumnezeu vrea ca băieții să devină bărbați și bărbații să devină patriarhi. Așa să stăm ridicați. Și poate pregătim și o cântare. Am spus că vom mai facem încă o rugăciune. Ne-am rugat pentru copii la începutul mesajului. Acum, la sfârșitul mesajului, aș vrea să ne rugăm pentru tați și pentru mame. Dar în felul acesta. Dragi soți, uitați-vă bine la mine. În rugăciunea asta nu vreau să ziceți nimic despre dumneavoastră. Să nu cereți nimic pentru dumneavoastră, ci să vă rugați numai pentru soția dumneavoastră. Numai pentru ea. Aduceți înaintea lui Dumnezeu bucurile și tristețile ei, necazurile, vulnerabilitățile, căderile, punctele ei tari și punctele ei slabe. Cereți înțelepciune și dragoste, răbdare, putere. Cereți de la Domnul să continue să facă lucrurile pentru care, pe care voi păi nu mai aveți ochi să le vedeți, că le tot face. Dragi soții, nu cereți nimic de la Domnul pentru voi. Rugați-vă numai pentru soții voștri. Uneori sunt atât de umiliți pe unde umblă ziua și călcați în picioare și ajung acasă zdrobiți, obosiți, plini de ciment, din cap până în picioare. Ascultați-mă, prețuiți-i. Rugați-vă Domnului numai pentru ei astăzi. Rugați-vă pentru sănătatea lor și cea fizică. Copii, rugați-vă pentru părinții voștri. Dacă aveți unde să dormiți, și-au asumat ceva, dacă v-au dus la biserică te gândești la viitorul vostru și mai ales la veșnicia voastră. Dacă aveți hăinițe faine, s-au dus la shopping cu voi și vă garantez că astăzi, după ce se termină biserica, o să aveți ce să mâncați. Dar nu pentru că a picat din tavan, ci pentru că a dus cineva în casă lucrurile alea. deasupra tuturor, Încearcă să fie un model prin care să-l arate pe Hristos în viața voastră. Nu întotdeauna au reușit, nu întotdeauna am reușit. Am ieșuat de multe ori. Poate am vrut prea mult. Poate uneori n-am vrut ce trebuie. Rugați-vă pentru tatii. Rugați-vă pentru mamii. Intre, mă rugați.